Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Alina Eftimie și începem raport special. Vom discuta în această după-amiază despre ce se întâmplă cu românii, cu seniorii, cum mai reușesc românii să trăiască într-o Românie incertă, aș putea spune, pentru că, da, așa este, guvernanții se bat că vor face pentru românii, însă prea puțin reușesc să facă pentru nevoile acestora, pentru că, iată, nu trăim vremuri tocmai plăcute și situația economică este din ce în ce mai dificilă. Tocmai de aceea, în această după-amiază, în platou alături de mine se află doamna Viorica Dăncilă, fostul premier al României. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și pentru că așa trebuie să fie încă o femeie alături de noi, ni se alătură și doamna Iuliana Harasim, președintele organizației Noi București. Bună ziua! Bună ziua! Am să vă întreb mai târziu de ce ați intrat în politică, pentru că este extrem de important și ce vă doriți să se schimbe în România. Mă gândesc că sunteți alături de cetățeni și le știți nevoile, la fel ca și dumneavoastră. Am văzut în ultima vreme, doamna Dăncilă, că ați fost peste tot prin țară, oamenii vă apreciază și vin alături de dumneavoastră și aș vrea să vă întreb... Ce vă spun oamenii? De ce? Care este cea mai mare nemulțumire a lor atunci când mergeți în țară? Pentru oameni fiecare zi a devenit o luptă. Lupta pentru supraviețuire, lupta cu grijile pentru ziua de mâine, grija pentru ei, pentru viitorul copiilor și faptul că nu au soluții. Oamenii fac comparația între perioada în care am condus guvernul României și perioada actuală. Este adevărat că au existat mai multe provocări în această perioadă, dar nu au văzut decizii, nu au văzut un program pentru oameni, nu știu ce se va întâmpla mâine, există o lipsă de predictibilitate, iar tot ceea ce apare în spațiu public sunt numai declarații, iluzii pe care le vând oamenilor și nimic concret. Oamenii sunt disperați și speră într-o schimbare, iar noi, Partidul Națiune Oameni Împreună, să fim cei care să aducem schimbarea. Știți ce este mai trist? Mă uitam și eu, apar guvernanții noștri, politicienii și spun că vom face. Mi-a venit acum în cap exemplul cu combustibilul, benzina și motorina. Spuneau la început, da, românii vor plăti mai puțin. Cu cât? 50 de bani? Oamenii în continuare sunt nemulțumiți. Dacă stăm să luăm traficul, de exemplu, de aici din capitală, și nu este doar capitala cu această problemă, marile orașe au această problemă. Ca să mergi la muncă sau să mergi undeva cu mașina este extrem de dificil, pentru că acești 50 de bani nu îi ajută pe oameni. Este adevărat, actuala guvernare, președintele României au devenit frați cu o să vedem, o să facem, o să analizăm, dar oamenii vor să audă am făcut acest lucru, am luat această decizie și mai mult decât atât vor să vadă impactul deciziilor pe care le ia actuala guvernare. Acest 50 de bani pe care vor să-i acorde pentru combustibil, de fapt reprezintă o declarație politică. De ce acest lucru? Pentru că nu există obligativitate pentru a reduce cu 50 de bani prețul la combustibil. Și chiar dacă ar fi așa, este foarte, foarte puțin. Acum este adevărat că suntem în perioada de vară, sunt și concediile, există o cerere foarte mare și oamenii alimentează mașinile pentru a ajunge în vacanță, pentru a ajunge la servici. Dar grija față de populație și o decizie corectă este aceea care are un impact pozitiv real în factura pe care o plătesc oamenii. De aceea eu nu am înțeles de ce nu au vorbit cu specialiști în domeniu, de ce nu au analizat înainte care este impactul deciziei pe care o iau și de ce nu au avut mai multe alternative. Partidul Națiune Oameni Împreună ar merge pe două soluții, ori plafonarea dublată de compensare, ori reducerea TVA-ului și accizelor la motorină și la benzină.
acciza pentru benzină este de 1,89 de lei pe litru, iar pentru motorină 1,73 pe litru. Deci ar însemna o reducere mult mai mare decât cei 50 de bani care rămâne la latitudinea celor de la pompă dacă aplică această măsură luată de guvern sau nu o aplică. Cred că au venit în fața oamenilor să arate că au de fapt o soluție, dar nu s-au gândit care este impactul deciziei pe care au luat-o. Și cred că acest lucru se va vedea pe măsură ce timpul va trece, cele 3 luni pentru care este valabilă această decizie, și pe urmă spun că vor lua o altă decizie. Dar de ce nu au luat-o de la început? Deci nu era nevoie ca să treacă 3 luni, oamenii să plătească prețuri din ce în ce mai mari, ca pe urmă să spună, știți, de fapt decizia n-a fost bună, luăm altă decizie. Să înțelegem că acest guvern face experimente legate de prețul la combustibil. Eu cred că un guvern serios este un guvern capabil să ia decizii imediate și care să aibă impactul pe care și-l doresc oamenii. Referitor la impact, sunt oamenii și stau și întreabă. Problema e că politicienii nu le dau niciun răspuns. Cât vom mai rezista în această situație? Pentru că, vedem, totul s-a scumpit. Dacă înainte, nu știu, e vară, mai mergeam, ne mai făceam o salată, ne mai luam legume, de fructe nici mai vorbesc, pentru că unele dintre ele s-au scumpit, o lubeniță, pepene roșu, ați văzut cât e, nu-și mai permite omul să cumpere. Și aici este o problemă extrem de mare și guvernul văd că nu ia nicio măsură în acest sens. Cu privire la alimente, pentru că până la urmă, cartoful, exact, a devenit un produs de lux. Dacă înainte era, o putem spune așa, mâncarea săracului, acum sunt oameni care nu-și mai permit nici cartofi să cumpere. Acest lucru arată modul în care înțelege actuala guvernare să ia decizii pentru România și pentru români. Cred că deciziile se referă mai mult la bugetul pe care să-l aibă la dispoziție actuala guvernare și mai puțin la măsurile pe care trebuie să le ia pentru țară și pentru oameni. Îmi pare rău să spun acest lucru, dar nu vom merge nici de acum înainte într-o direcție bună. Lucrurile se înrăutățesc și vom vedea că în toamnă sau în iarnă facturile vor fi din ce în ce mai mari, iar faptul că crește prețul la gaze, la energie, acest lucru, bineînțeles, că va conduce la creșterea prețului la alimente și la toate celelalte produse. S-au luat decizii greșite. S-au luat decizii greșite care puteau să fie remediate, dar nu înțeleg de ce nu se intervine în acest sens. Și am să explic despre ce este vorba. În 2020 a fost luată decizia de către premierul de atunci de a liberaliza prețul la gaze. Fără niciun fel de negociere, liberalizare și gata. Iar cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, a fost dublat de faptul că nu mai există obligativitatea furnizorilor de a face stocuri de energie sau de a înmagazina gaze pentru iarna următoare. Și am văzut în ultima perioadă că, de fapt, suntem sub media europeană la înmagazinarea gazelor, da, că nu mai interesează pe nimeni ceea ce vom face la iarnă, iar toate aceste lucruri vor conduce la scumpiri și mai mari, la facturi mai mari de plătit, și nimeni, absolut nimeni, nu vorbește despre acest lucru sau nu ia decizii legate de acest lucru. Reamintesc faptul că atunci când am plecat de la guvernare în 2019, pe 4 noiembrie 2019, am plafonat prin ordonanța 114 prețul la energie la 68 de lei. Tot atunci am stabilit, tot prin ordonanța 114, atât de criticată în acel moment, ca 2% din profitul tuturor companiilor pe energie să vină către bugetul de stat. Vedem că acum se discută despre acest lucru, dar nu se ia nicio măsură concretă. De aceea spun că ori actualii guvernanți nu cunosc care este situația reală și cu ce probleme se confruntă oamenii, ori sunt preocupați doar de banii pe care să-i aibă la dispoziție la buget și de propria imagine. Pentru că alte motivări eu nu văd în acest moment.
Dar eu cred că populația a ajuns la limita suportabilității și că așteaptă măsuri concrete, măsuri imediate de la Guvernul României. Credeți că politicienii vor fi taxați pentru că ne apropiem cu pași repede spre alegeri? Mai avem un an și jumătate, cam așa. Vor fi taxați pentru că în acești ani s-au făcut mai mult promisiuni și nu s-au ținut de cuvânt și au trecut românii printr-o criză de sănătate. Am văzut și noi acum, când ne-am confruntat cu pandemia de COVID-19, în ce stadiu sunt spitalele, doamna premier? Pentru că sunt multe spitale, nu au autorizație, nu știu, oamenilor le este teamă să mai meargă de multe ori în acele spitale. Ați văzut ce s-a întâmplat, au ars de vii pacienți în spitale. După această pandemie, iată, a venit criza economică, avem și un război. Acum, cam toți specialiștii vorbesc despre revenirea pandemiei. O altă lovitură pentru români. Guvernul României trebuie să aibă curajul și să ia decizii imediate legate de provocările care apar. Ați spus că dacă vor fi taxați politicienii de acum, noi, în Partidul Națiune Oameni Împreună, avem o altă abordare. În 2024 degeaba vor fi taxați, pentru că pe noi ne interesează mai mult faptul că oamenii au trecut și trec prin se confruntă cu niște probleme greu de gestionat pentru multe familii din România. Sunt familii care nu au pâine să o pună pe copiilor pe masă, sunt atâția pensionari care nu au bani de medicamente, sunt atâtea întreprinderi mici și mijlocii care dau faliment. Efectiv, nu vedem nimic pozitiv în deciziile pe care le ia actuala guvernare. Legat de pandemie, da, pandemia a fost o provocare pentru România și a arătat cât de pregătiți suntem să luăm decizii imediate. Dar oare... Vă scuzați, și acolo a fost o problemă, pentru că în timp ce toată lumea vorbea, specialiștii vorbeau despre acel val 4, dacă nu mă înșel, care a făcut ravagii la noi și au murit foarte mulți oameni, la noi măsurile s-au luat prea târziu. Erau preocupați de alegerile anticipate, dacă vă amintiți. Președintele României spunea că este o simplă răceală, iar ceilalți erau preocupați de alegerile anticipate. De aceea cred că este nevoie de o altă abordare, în care pe primul loc să fie oamenii și țara și apoi imaginea fiecăruia, imaginea personală sau câștigul electoral. Dar, din păcate, și acum vedem că se merge pe aceeași linie. Câștigul electoral și imaginea personală este mai importantă decât nevoile pe care le au românii sau deciziile pe care trebuie să le ia pentru țară. Legat de spitale, știți că s-a discutat foarte mult de cele 3 spitale regionale. Da. Aceste spitale trebuiau făcute în 2 etape. O etapă până în 2020, care presupunea fezabilitatea și proiectarea și care am încheiat-o în perioada în care am fost la guvernare și o perioadă care începea din 2020, de mai precis 2021-2027, conform cadrului financiar multianual, în care trebuia să avem execuția și dotarea acestor spitale. S-a plătit pentru prima fază 120 de milioane, iar pentru următoarea fază, care trebuia să înceapă în 2021, trebuiau plătite 1,5 miliarde. Deci în acest moment noi nu știm dacă s-a continuat efectiv cu cele 3 spitale regionale. Pentru că dacă actuala guvernare nu a continuat, atunci România mai pierde încă 120 de milioane de euro. Deci, legat de spitale, cred că acestea trebuiau să fie o prioritate în Programul Național de Redresare și Reziliență sau în fondurile de coeziune. Legat de fondurile de coeziune, am văzut zilele trecute când domnul ministru al fondurilor europene a venit cu o veste care l-a bucurat foarte mult și anume că faptul că a fost semnat acordul de parteneriat 2021-2027. Țin să-i spun domnului ministru că țări ca Polonia, Portugalia deja au luat fonduri. Aceste fonduri trebuiau solicitate încă cu 1 iulie 2021, nu acum
peste un an de zile. Acum trebuiau să fie pregătite proiecte mature, astfel încât în România să intre deja banii. Dar îmi este teamă că atât pe fondul de coeziune, fonduri structurale, vom păți la fel cum pățim pe programul național de redresare și reziliență și nu vom lua fondurile alocate României. Foarte important. Vreau să vă întreb, în perioada în care dumneavoastră ați fost premier, prim-ministru al României, vreau să revin puțin la spitale, pentru că este o chestiune dureroasă. Oamenii plătesc, dacă vor ajunge la spital, ei plătesc și dacă nu ajung la spital. Plătesc în fiecare lună. Nu știu, v-au fost semnalate probleme în perioada în care dumneavoastră ați fost premier? Da, au existat probleme. În primul rând, prin faptul că, dacă vă amintiți, în perioada guvernării anterioare, perioada guvernării din timpul domnului Traian Băsescu, au fost închise o serie de spitale. Am redeschis din aceste spitale. A fost semnalată lipsa de aparatură performantă în spitalele județene, astfel încât în fiecare spital județean am dus CT și RMN. Bineînțeles că mai trebuiau făcute investiții și era necesară construcția spitalelor noi, demers pe care l-am făcut pe fondurile europene. Mai mult decât atât, știți foarte bine, am pus accent pe parteneriatul public-privat și trebuia la București să facem un spital în parteneriat public-privat. Este foarte important să folosim toate fondurile pe care le avem la dispoziție. Atât cele de la bugetul de stat, fondurile europene, fondurile din parteneriatul public-privat pentru a obține realizarea obiectivelor de care are nevoie de România. Mai sunt pași de făcut și în perioada în care am fost prim-ministru mai erau lucruri de făcut, dar pot să spun că a fost o guvernare eficientă și cred că oamenii pot face comparația cum trăiau atunci, pentru că în fond o guvernare trebuie să reflecte nivelul de trai al fiecăruia, cum trăiau atunci și cum trăiesc acum. Iar legat de spitale, atunci am luat o decizie care cred eu că a fost o decizie foarte bună și anume am crescut salariile medicilor la 4.000 de euro, pentru că altfel în timpul pandemiei nu știu câți medici aveam în țară. Am crescut salariile profesorilor, am crescut salariile celor din poliție, din armată, pentru că trebuie ca atunci când vorbești de creștere economică, această creștere economică să aibă corespondent în creșterea nivelului de trai mai mulți bani în buzunarele românilor. Mă îndrept și către dumneavoastră, doamna Harasim. Ați intrat în politică. Cu ce gând, în primul rând? Este prima oară când faceți... Într-adevăr, prima dată. Motivul este chiar acela pe care îl subliniați dumneavoastră. Faptul că această clasă politică pare cu totul desprinsă de viața oamenilor de rând, ca și când ar trăi într-o realitate paralelă, ce nu are legătură cu absolut nimic din ceea ce ni se întâmplă nouă în viața de zi cu zi. Știm că există o mulțime de oameni cu potențial, care dacă toți ar pune umărul, ar putea aduce o schimbare fundamentală în viața noastră de zi cu zi. Problema este că mulți dintre ei sunt extrem de dezamăgiți de această clasă politică, de reverberațiile care apar de aici către partea economică și chiar către partea socială și au refuzat să se implice activ în această acțiune de a schimba lucrurile. Fiecare au avut, ca și mine de altfel, o viață obișnuită, am realizat fiecare la rândul nostru ceva în meseria pe care o avem și am trăit și noi un fel de viață paralelă în care ne-am văzut de ale noastre cu bine până la un punct. Acest punct cred că a fost începutul pandemiei, când ne-am dat seama că de unii singuri nu vom putea să facem față schimbărilor, din păcate, negative care vin asupra noastră. Și la inițiativa unui prieten de-al nostru tânăr, de profesie matematician cu implicații în industria IT, el a fost, să spunem, primul aventurier care a înființat partidul alături de un colectiv mai larg, ne-am hotărât să încercăm să facem ceva pentru a schimba situația actuală. Pentru că fiecare individual nu vom reuși să facem
mare lucru. Trebuie să reunim aceste forțe de care țara noastră încă mai dispune pentru a încerca să schimbăm situația. Și cred că principalul lucru care ne deosebește de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi este că acești oameni au un plus față de clasa politică, un strop de conștiință, nu zic mai mult. Sunt oameni care nu au făcut niciodată rău cuiva apropiat, care nu ar putea să spună minciuni, care nu ar putea să treacă peste liberul arbitru al cuiva. Nu ar dori în niciun caz să facă un lucru cu aspect negativ. Și mai mult decât atât, încercăm să adunăm tot acest potențial pozitiv în națiunea pe care o formăm de fapt, pentru că am observat și această dezagregare națională de care, din păcate, suferim. Oamenii, este clar, nu mai au încredere în politicieni pentru că au văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Și, doamna Dăncilă, aș vrea să vă întreb ce sfaturi le dați. Dumneavoastră sunteți veche în politică, ați văzut fel și fel de cazuri, fel și fel de colegi, la fel. Pentru că știm ce s-a întâmplat și în perioada în care dumneavoastră erați premier. Poate că de multe ori ați fost jignită, însă ați mers cu capul sus și niciodată nu v-ați lăsat călcat în picioare. Extrem de important. Ce sfaturi le dați celor care intră în politică? Să rămână aceiași oameni de până acum. Politica să nu-i transforme. Să rămână aceiași oameni care vor să facă bine acolo unde își desfășoară activitatea. Să avem cât mai mulți oameni curajoși, așa cum este Iulia Harasim și ceilalți colegi și colege din Partidul Națiune Oameni Împreună. Și le-aș da un sfat tuturor celor care au stat până acum deoparte, să facă un pas înainte, pentru că este nevoie de aportul tuturor pentru a creiona viitorul pe care ne-l dorim. Astfel vom critica guvernarea, dar nu vom contribui la schimbare. Cred că toți trebuie să facem un pas înainte și să facem această schimbare de care are atâta nevoie România. Ați spus că nu am făcut niciun pas înapoi și că de fiecare dată am mers mai departe cu toate jignirile, cu toate atacurile asupra mea. Am mers pentru că am știut de fiecare dată că nu am luat nicio decizie împotriva românilor. De aceea acum pot să merg pe stradă, să mă uit în ochii tuturor, pentru că știu că poate am făcut greșeli, poate nu am făcut tot ceea ce trebuia făcut, nu am avut această posibilitate de a realiza tot ceea ce trebuia făcut, dar toate deciziile pe care le-am luat, le-am luat pentru români și pentru România. Și cred că este sfatul important. Dacă îți iubești țara, contribuie la viitorul ei și toate deciziile pe care le iei nu le lua pentru binele tău personal, ci pentru binele celor din jur. Pentru că nu există posibilitatea ca tu să fii fericit când vezi în jurul tău numai oameni care au atâtea probleme și sunt atât de nefericiți. Au fost momente în care ați spus gata, nu mai vreau să ies, să stau liniștită sau... Ați regretat că v-ați întors la Bruxelles aici pentru a fi premier? Ați avut și astfel de gânduri? Nu am regretat, pentru că am avut posibilitatea să fac lucruri bune pentru țară. Am avut posibilitatea și am dus România la a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și mai mult decât atât, am fost prima persoană care a condus președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, o președinție de succes și care cred eu că a fost deosebit de importantă pentru țară. Alături de aderarea noastră la Uniunea Europeană, de aderarea la Alianța Nord-Atlantică, cred că președinția rotativă a fost un moment de mândrie pentru România și pentru români. Nu am regretat. Am regretat doar că nu am dus mandatul la bun sfârșit, pentru că mai aveam multe lucruri pe care să le pun în practică. Legat de faptul că am ieșit din politică la un moment dat și nu mai vreau să fac acest pas, este adevărat. Am crezut că nu o să mă mai întorc în politică.
M-am retras din politică în momentul în care m-am dus la Banca Națională a României. Mulți se întreabă, mă scuzați, fac o paranteză, mulți se întreabă, de ce ați plecat de acolo? Pentru că acolo aveați un loc de muncă stabil, era totul bine. De ce v-ați reîntors în această luptă? Pentru că e o luptă. Să fii politician și mai ales un politician drept, asta înseamnă că trebuie să lupți în fiecare zi. Din două motive. Unul dintre motive este faptul că sunt un patriot, am fost premierul României și nu puteam să stau pe margine atunci când am văzut că România merge într-o direcție greșită. Și al doilea motiv, foarte important, pentru că am văzut oameni care nu au mai făcut politică, dar care au venit cu o altă abordare a politicii în România. O politică a consensului, o politică a proiectelor și soluțiilor pentru România, o politică în care patriotismul și credința autentică să stea, și adevărul să stea la temelia acestui proiect. Atunci m-am regăsit în acest mod de a face politică, dacă vă reamintiți, de fiecare dată am vorbit despre consens și îmi doresc foarte mult ca împreună cu această echipă minunată, această echipă de oameni care efectiv au avut un plan social bun, sunt apreciați la locul de muncă, dar au intrat în luptă pentru România, să putem să schimbăm modul de a face politică în România și să redăm încrederea în clasa politică românească. Vă întreb, nu știu, apropiații, prietenii v-au spus ce cauți în politică, de ce ai intrat? Sigur că da. Este primul lucru care mi se spune. Sunt foarte mirați, eu le răspund de fiecare dată cu același lucru. Dacă nu punem toți umărul să facem schimbarea, aceasta nu se va produce și suntem victime sigure. Doamna premier, sunt suficienți acești oameni pe care îi aveți alături de dumneavoastră pentru a schimba ceva? Mă refer dacă până la urmă se va schimba sau ne vom trezi peste un an și jumătate, că vom avea aceiași oameni incompetenți unii dintre ei, pentru că nu putem să-i numim altfel când vedem ce se întâmplă în fiecare zi. Vă este teamă că nu veți reuși? Știu că vom face tot posibilul să reușim. Și sperăm ca exemplul Iulianei Harasim, lui Francesco Șerban, a Iulianei Hirică, a lui Alexandra Bolocan, al Corneliei, a lui Bogdan Petrescu, să fie urmat de foarte, foarte mulți. 70% dintre români nu merg la vot. Exact. Eu sper ca din cei 70%, mulți să înțeleagă că este nevoie de implicarea lor și că pentru a schimba destinul familiilor, destinul copiilor, pentru a schimba în fond destinul României, avem nevoie ca toți să se implice și să nu mai dea un certificat, un vot în alb celor care conduc astăzi destinele României. Eu sunt optimistă și sper ca din cei 70% să vină, care nu au votat, care n-au făcut politică, să ni se alăture cât mai mult și, bineînțeles, din cei 30% care vin la vot, să vină alături de noi toți cei care sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în acest moment în România, de modul în care sunt tratați și de grija pe care o are guvernarea, actuala guvernare față de ei. Deci sunt optimistă și eu cred că trebuie să fie un moment T0 pentru politica românească. Oare este momentul și al schimbării ca o doamnă să ia locul președintelui Klaus Iohannis? Și vă întreb dacă, nu știu, v-ați gândit, pentru că se zvonește ca și Laura Codruța Chioveși ar putea candida, dacă v-ați gândit și dumneavoastră, iată să avem două doamne la alegerile din 2024. În cadrul statutului Partidului Națiune Oameni Împreună, avem reguli clare, prevăzute în statut, suntem primul partid care nu venim doar cu promisiune, avem în statut scris acest lucru, conform căruia candidatul pentru prezidențiale va fi votat în fiecare organizație județeană de către membrii organizației județene respective, astfel încât șansele Partidului Națiune Oameni Împreună să fie cât mai mari. Deci nu pot să vă spun care va fi candidatul Partidului Națiune Oameni Împreună, dar îmi doresc
mi-aș dori să fie, să avem pentru prima dată o doamnă președinte al României, așa cum am avut pentru prima dată o femeie premieră al României. Cred că ar da dovadă de mai mult consens, de mai mult echilibru, de mai multă empatie față de români și avem nevoie de toate aceste lucruri. Și mai presus decât orice, de mai multă diplomație și cred că ar fi un susținător mai bun pentru pace. Așa cum știți, Partidul Națiune Oameni Împreună susține pacea, considerăm că este singura soluție, pacea atât în interiorul României, dar și în afara României și susținem o Europa unită. Drept dovadă am făcut și 3 marșuri pentru pace, unul la Cluj, unul la Sibiu și duminica aceasta la Brașov. Și aș vrea să ne povestiți după o scurtă pauză, de asemenea după o scurtă pauză discutăm și despre guvern care pare că nu vrea să renunțe la cota unică. Încercăm să discutăm și despre acest lucru, de asemenea, bineînțeles, vrem să aflăm și cât va mai rezista această coaliție de guvernare și în ce condiții, bineînțeles. Rămâneți, revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă spuneam că vreau să discutăm puțin și despre cota unică, pentru că este extrem de important. România, doamna Dăncilă, pare că nu va renunța la această cotă unică pentru că am fi obligați prin PNRR, ce vorbeam și mai devreme, să nu renunțăm la ea și și-ar fi asumat țara noastră să renunțe treptat la excepțiile din codul fiscal. Și vreau să vorbim puțin cât de bună este această cotă unică pentru români, pentru că până la urmă asta ne interesează, să nu fie românii afectați. Da, este foarte greu de spus acest lucru pentru că noi nu am văzut niciun studiu care să ne arate dacă aducem un plus sau un minus. Dar noi tot am vorbit de cota unică sau impozitul progresiv ca acum să vedem pe surse că s-ar putea ca în Programul Național de Redresare și Reziliență de fapt să ne fie asumat obligativitatea păstrării cotei unice. Și aici este un lucru foarte important. Avem nevoie de un guvern care să dea dovadă de transparență. La ora actuală noi nu știm dacă în PNRR avem mai multe obligații decât lucrurile bune pe care le putem face. Nu știm încă care este lista cu obligațiile pe care și le-a asumat România în numele românilor, în fond, pentru că acolo s-a discutat nu pentru o persoană sau două, nu pentru guvern, ci pentru întreaga Românie. Aflăm pe zi ce trece că mai apar anumite obligații în PNRR, unele dintre ele efectiv care aduc la un adevărat dezastru pentru România. Și am să mă refer aici la obligativitatea din PNRR să închidem toate minele de cărbune, la obligativitatea din PNRR să închidem grupuri din complexul energetic Oltenia sau Mintia. Eu știu că este normal și un guvern care își iubește țara judecă în felul următor. Din mixul energetic scot ceva dacă pun altceva în loc. Dar văd că noi din ce în ce scoatem mai multe fără să punem nimic în loc. Tot prin PNRR aveam 500 de milioane, 600 de milioane de euro pentru panouri voltaice, ca să aflăm acum că s-ar putea să nu-i luăm pentru că nu putem să fim la zi cu legislația până în anul 2024. Deci noi efectiv pe energie suntem cei care facem rău României. Vedem că alte țări, Germania, Polonia, și-au redeschis minele. Noi de ce ne grăbim atât de mult să le închidem? Chiar dacă avem Green Deal-ul, sunt foarte multe țări care efectiv s-au dus la Bruxelles, au avut discuții și au arătat că în această perioadă dificilă în care există războiul, în care există lipsă de gaze, de combustibil, vor lua alte măsuri. Noi nu am negociat absolut nimic și dimpotrivă luăm măsuri care vor conduce la creșterea prețului de la facturi, vor duce la poate la închiderea unor companii, pentru că dacă vom ajunge în imposibilitatea de a asigura energia sau gazele pentru companii mari, mâine poimâine o să vedeți companii mari care se închid tocmai pentru a face economie de energie sau de gaze. Deci abordarea este total greșită și îndefavorabilă.
favoarea României. Doamna premier, nu facem cumva prea multe compromisuri pentru a lua acești bani europeni? Stăteam și vorbeam și în pauză de România, care ar trebui să renunțe în următorul an la încălzirea pe lemne. Și știm destul de bine situația în România. Sunt foarte multe localități unde oamenii fac focul la sobă. Ce se va întâmpla cu ei? Vor îngheța în case când va veni această... se va pune în practică. Directiva asta a Uniunii Europene cere statelor să ia măsuri. La noi ar fi extinderea rapidă a rețelei de gaze, dar nu cred că se poate face în mai puțin de un an acest lucru. Și să presupunem că s-ar face, cu toate că, așa cum ați spus, este imposibil. Dar în momentul în care prețul la gaze este atât de mare, oamenii nu o să-și permită. Și atunci preferă să meargă pe încălzirea cu lemne. Să nu uităm că trebuia în 2020 să începem exploatarea la Caragele, pentru exploatare la mare adâncime, unde aveam asigurat cam 14% din necesar, 30 de miliarde de metri cubi. Nu s-a amânat, au intrat firme de foraj în faliment, s-a amânat până în 2022. De ce? Pentru a introduce pe o lege offshore, deci pe o lege în mare, și prevederi onshore, adică exploatarea terestră. Astfel am introdus toate sondele peste 3000 de metri și întrebarea mea este: aceste gaze rămân la bursa din România sau se vor duce la bursa de la Viena și noi vom cumpăra la prețul de acolo? Pentru că dacă vom cumpăra de la prețul bursei de la Viena, foarte mulți oameni care poate o să le treacă conducta pe la poartă, vor prefera să folosească lemnele de foc, pentru că nu o să-i coste atât de mult ca utilizarea gazelor. De aceea vă spun că sunt foarte multe măsuri în defavoarea României și a românilor. Pe lângă faptul că nu avem transparență la PNRR, este negociat fără a ține cont de prioritățile României. Nu avem politicieni care să reprezinte cu demnitate România, care să se bată pentru interesele României, se duc acolo, fac câteva poze și imediat sunt foarte încântați că au fost ascultați, dar fără a veni cu ceva concret. PNRR-ul este un program de țară. La negocierea PNRR-ului, la scrierea PNRR-ului, aveam nevoie să participe toate partidele politice, să participe mediul academic, specialiști din toate domeniile, pentru că este un proiect de țară. Nu este nici al primului ministru, nici al ministrului, este al nostru, al tuturor, pentru că ne va afecta pe noi toți. Dar vedem că pe zi ce trece mai aflăm câte o prevedere din PNRR, astfel încât ne întrebăm: ce ne va afecta mai mult? Obligațiile pe care le-am asumat prin PNRR sau vom avea mai multe beneficii prin ceea ce facem, ceea ce obținem ca și fonduri? Eu sper ca să reușim să luăm granturile, fondurile nerambursabile, și de asemenea sper ca aceste fonduri să nu se ducă pe consultanță, pe hârtii, ci pe proiecte necesare pentru România. Dar și vedem că e o lipsă totală de transparență, nu avem de unde să știm, cum la fel de lipsă de transparență vedem în banii care au fost împrumutați de România începând cu 2020, la o dobândă de una dintre cele mai mari dobânzi pe termen lung din Uniunea Europeană, cu costuri foarte, foarte mari pentru noi, pentru toți românii. Vreau să vă spun că doar pe primele 4 luni ale anului 2022, România a plătit 9,5 miliarde euro numai dobânzile. Deci vom merge cam la 28 de miliarde de euro pe care le plătim dobândă pentru banii pe care i-am împrumutat cele 3 guverne de până acum, și noi nu știm efectiv încotro au fost direcționați acești bani, pentru că nu vedem nicio investiție majoră în țară. Și extrem de important ce mi-a atras atenția, pentru că mă îndrept și către copii, din nou s-a rupt legătura dintre copii și sport. Autoritățile nu vor să se mai îndrepte către sport. Nu știu, înainte copiii se jucau în curtea școlii. Acum destul de greu. Pe lângă faptul că este important pentru sănătate, cred că acest lucru ar trebui să fie prioritar pentru copii. Cred că nu ne dorim să ne vedem copiii numai pe tabletă, pe calculator,
fără ca să facă și un pic de sport. Dar vedem că sunt mari probleme și în educație, în Ministerul Educației, sunt foarte multe neajunsuri și cred că doamna Iuliana Harasim poate să ne spună mult mai multe lucruri legate de acest aspect. Nu numai că nu fac sport, dar nu fac multe lucruri pe care ar trebui să le facă. În curând nu vor mai învăța nici istorie. Problema este destul de dramatică în sistemul de învățământ. Și, ceea și religia ce... la fel. Și religia, sigur că da. Și acolo... Sigur că da. Ceea ce se întâmplă este foarte trist și rezultatele de la bacalaureat ne-au demonstrat acest lucru. Copiii au devenit aproape indiferenți față de procesul acesta de învățământ. Nu reușim să-i atragem. Mulți rămân în sistemul acesta online definitiv, ca să spunem așa. Sistemul de învățământ ar trebui regândit de la bază și să știți că noi am observat că există chiar în țara noastră locuri în care se poate face învățământ fără cheltuieli, deși sunt sisteme particulare, fără cheltuieli extraordinare. Există câțiva oameni și vrem să extindem această binefacere, care au reușit să dezvolte un sistem de învățământ potrivit epocii în care trăim, în care copiii învață fericiți, profesorii sunt mulțumiți, nu există conflicte între copii și profesori, aceasta mi se pare lucru cel mai dramatic care se întâmplă în societatea noastră, aceste conflicte întreținute între parteneri care ar trebui să fie, să lucreze cot la cot, nu știu, între medici și pacienți, între părinți și profesori, între părinți și copii, între copii și profesori, între bărbați și femei și așa mai departe. Este unul dintre aspectele la care ne gândim foarte, 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 foarte mult. Dacă, nu știu, dacă ar fi alegerea anticipată și ați intra la guvernare, care ar fi primul lucru pe care l-ați schimba? În primul rând, noi lucrăm într-o echipă. Nu suntem genul de persoane care ne arogăm știința lucrurilor așa în mod universal. Mai ales în perioadele acestea extrem de dificile, un guvern trebuie să fie capabil să gestioneze situația pe timp de criză. Sunt nenumărate problemele la care ne-am referit. Prima grijă ar fi față de îmbunătățirea stării populației, de siguranța populației până la urmă, și aceasta nu se poate realiza decât prin îmbunătățirea climatului economic și crearea dezvoltării favorabile a acestora, agriculturii, adică este inacceptabil ceea ce vedem acum, că agricultorii noștri nu au unde să-și depoziteze grânele de pe câmp pentru că silozurile sunt ocupate și toată lumea îi tratează cu indiferență. De industrie ce să mai vorbim, că aceasta este superbă, dar lipsește aproape cu desăvârșire, fără, cu excepția câtorva puncte importante care s-au menținut. Restul întreprinderilor încep încet, încet să închidă porțile sau să se transforme într-un fel de holdinguri ce vor comercializa produse aduse de pe temiri unde. Este foarte, foarte trist că în România creativitatea nu mai este deloc încurajată. Nu mai există, n-am văzut nicio preocupare a guvernului față de partea aceasta de cercetare. Au rămas câteva puncte suspendate, niște institute care încearcă din greu să supraviețuiască, făcând niște studii pentru mari holdinguri farma, fără prea multă posibilitate de a-și manifesta propriile idei și propria creativitate. Este foarte trist și am dorit ca acest lucru să se rezolve într-un fel și credem că în situația în care s-a ajuns acum, primul pas ar fi acela de a stimula această acțiune de cercetare și dezvoltarea creativității în domeniul universitar, care și acesta este destul de lăsat așa la voia întâmplării să se descurce după cum poate fiecare, din păcate. Doamna Dăncilă, mai avem 3 minuțele și v-aș întreba, aș vrea să vorbim puțin și despre această coaliție PSD-PNL, cât va mai rezista până la urmă.
n-am văzut nicio remaniere. Am văzut, în schimb, un ministru al agriculturii care a fost nevoit să-și dea demisia, pentru că știm destul de bine, este pus sub urmărire penală. Cât va mai rezista? Vor rezista cei de la PSD cu cei de la PNL până la alegerile din 2024? Remaniere, considerați că ar fi cazul în acest moment de o remaniere? Ați fost premier. Din acest punct de vedere vreau să vă întreb dacă considerați că toți miniștrii și-au făcut treaba așa cum trebuie. Este foarte ușor de observat în ce domenii trebuia să se acționeze. Vedem că sunt domenii care au fost grav afectate de deciziile pe care le-au luat unii miniștri, iar eu cred că acest lucru este știut de premierul României, pentru că nu trebuie să aruncăm toată vina pe premier. Corect, sunt, da. Miniștrii trebuie să-și asume lucrurile bune sau mai puțin bune pe care le-au făcut în timpul mandatului lor. Dacă eu eram premierul României, sub nicio formă Virgil Popescu nu mai era ministru energiei, pentru că de când este ministru energiei și este din 2020, am văzut foarte, foarte multe decizii în defavoarea României și nu pentru România și pentru români. Bine, sunt multe domenii care vedem că șchioapătă, că efectiv nu au niciun program, nu au nici un plan pentru viitor. Dar se pare, după discursul domnului prim-ministru, că lucrurile merg bine, că țara o duce bine, în timp ce românii contrazic acest lucru. Legat de... avem o Românie eșuată, dacă putem spune exact. Așa. România educată eșuată, din păcate, România a președintelui Klaus Iohannis. Conform afirmației domnului președinte Iohannis. Și pentru că tot ați adus în discuție numele domnului președinte, da, coaliția PSD-PNL va rezista cât va dori domnul președinte Iohannis. Pentru că domnul președinte Iohannis a spus că este nevoie de această coaliție. Bineînțeles că această coaliție a oferit o majoritate în Parlament, că domnul președinte conduce acum nu numai administrația prezidențială și guvernul, pentru că vedem că vorbește în numele guvernului, dar și Parlamentul. Deci, pentru domnul președinte este bine, coaliția va rezista atâta timp cât va dori domnul președinte. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, vă mai aștept și cu altă ocazie și e extrem de important ce mi-a atras atenția, că nu aveți o linie directă a partidului, cum sunt celelalte partide și spun poezia. Vă aștept în continuare pentru că sunt multe lucruri de care trebuie să discutăm. În primul rând, trebuie să fii om, nu politician. Exact. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, doamnelor și domnilor. Cu mine vă revede și mâine de la aceeași oră. Să aveți o seară minunată. Pe curând!